Deci, astăzi ne-am adunat să discutăm teza de doctorat a doamnei Elena Monaico și cu tema structuri hibride metal semiconductor în bază nanoșabloanelor din indică și gale arsenicului pentru aplicații electronice și fotonice. Trebuie să ne uităm dacă este tot colectivul care este obligat să fie aici reședinții Consiliului Științific Specializat. Deci Consiliul Științific Specializat, e cu numărul aici respectiv, nu mai știesc, a fost aprobat pe 27 octombrie 2023 decizia numărul 2 de către Consiliul de Conducere a NC. În următoarea componență. Deci membrii Consiliului Științific, deci Țiudean Dumnezeu, să fie clar, Sergiu Redean, doctor în științe tehnice, conferințiar universitar la Universitatea Tehnică a Moldovei, ca secretar. Artur Buzdogan, doctor capabilitate în științe tehnice, doctor științific superior tot la Universitatea Tehnică a membrului. Doamna Tamara Potloc, doctor în științe fizico-matematice, conferențiară universitar, Universitatea de Stat din Moldova, doamna Potloc, vizionare. Vecislav Sprâncean, doctor în științe fizico-matematice, conferențiară universitar, Universitatea de Stat din Moldova. Vă rog, conferențiară, noastră de la urmă. Deci toți membrii Consiliului Științei Fizico-Matematice sunt pe loc. Referinții oficiali. Emil Rusu, doctor în capabilitate în științe tehnice, conferențiar și star, cercetător de profesie, este și doamna Ala Codotaru, doctor în științe fizico-matematice de la Institutul de Științe a Materialelor din Kiel, Germania. Ea o să fie online. Este online. O să fie, da? Este. Trebuie să online. Deci, toți membrii Consiliului și referenții oficiali sunt pe loc. În afară de aceasta sunt colegii de la catedra respectivă de la Universitatea Tehnică, conducătorul științific, domnul academician, sunt domnul prezent. Așa că suntem toți, putem începe această ședință a presiunilor. Vă zic că la început începem ca domnul secretar să deci ne spune dacă toate documentele necesare sunt în ordine și să le enumere. Candidatul prezentat în început. Și-am prezentat în stimați membri ai Consiliului Științific Specializat, către doamna Monaico Elena, a fost depus dosarul care cuprinde un șir de acte, nu am să le dau citire, deci toate actele corespund cerințelor regulamentului de funcționare a Consiliilor Științifice Specializate și de conferire a titlurilor științifice. Toate procedurile au fost îndeplinite la timp și actele corespund cerințelor, după cum am menționat, regulamentului. Dacă aveți la mine întrebări. Da, vă rog, dacă sunt întrebări la domnul secretar al Consiliului, poftiți. În așa mod, deci trecem direct la partea de fond. Doamna candidat ne va prezenta teza. Pentru aceasta se recomandă în jur la 20 minute. Noastră, cât aveți nevoie să ne prezentați teza? În jurul ăsta. Da. Cred că 5 minute, dacă va fi mai mult, nu va fi nimic. Nu. Sunt niște pauze care nu pot fi impuse în această numărătoare. Deci atunci puteți ne prezentați teza, așa cum ați privit eu acasă. Stimată audiență, stimați membri ai comisiei, prima teză de doctor în științe de inginerie și este hibrid de metal semiconductor în bază nanoșabloane din fabricarea Orsen, pentru aplicații electronice și fotonice. Sunt pe toți științific, academician, imun.
exemplării este în scopul lucrării, metodologie de cercetare, obținerea unui șablon de indicator și care o să se întâmple rotare în ajutor, formarea compușilor cu prisme false în conducător, aplicația indicatorilor materialelor elaborate și concluzii generale. Actualitatea temei investigate, criza legată de insuficiența apei tinde să se agraveze următoarele decenii, strângând echipe de cercetare de a dezvolta tehnologii verzi de producere a materialelor manufacturate, care să nu dăuneze mediul înconjurător. Metodele electrochimice sunt considerate cost-efective și destul de accesibile. Semiconductorii, indiu, plăci și galeosen sunt materiale importate în nano- și microelectronică. Dirijarea cu formă și direcția de propagare a fără implicare echipamentului costisitor, este de o importanță majoră. Situația la momentul inițierii lucrării asupartezei, anastructurarea electrochimică este efectuată în acizi agresiv. Nu sunt raportați spori orientați pe linii de curent în galio-arsen. În lucrare recent au fost prezentați spori circulari, însă nu a fost o oricare demonstrare. Problema e științifică importantă soluționată constă în obținerea șabloanelor curate de morfologie și design dirijat prin înlocuirea electroliților acizi și alcalini, utilizarea cărora prezintă pericol pentru mediul înconjurător cu electrolit neutru și anume cu natriu bor. Scopul lucrării constă în studiu comparativ a corodării electrochimice a cristalii de indiu plăci și galio-arsen, cu identificarea posibilităților de obținere a codurilor orientați după linii de curent în galio-arsen. Optimizarea procesului de anodizare pentru manstructurarea îndepărării neo-natriu-clor, formarea structurilor hibride, metal semiconductor. Obiectivele cercetării sunt corodarea electrochimică în electrolit neutru pe natriu-clor și dirijarea direcției de creștere a porilor și a depunerii localizate a aurului prin metode electrochimice. Anodizarea substratelor semiconductoare de galio-arsen în regim potențiostat și carbonostatic cu creștere și scăderea în trepte tensiunii de anodizare cu scop de cercetării obținerii porilor orientați pe linii de curent. În cadrul experimentelor au fost folosite plachete de indiu plăci și galio-arsen cu concentrația purtătorilor de sarcină 10 la puterea 18. În cazul galiului arsen au fost folosite cristale cu orientare cristalografică 1-1-1, deoarece are două suprafețe care prezintă interes. Suprafața 1-1-A care se inițiază patron de galiu și suprafața 1-1-B care se inițiază patron de arsen. Deci, din caracteristica lor tamperică s-a demonstrat că obținerea șablonului poros are loc de la tensiunea mai sus de 2V. Metodele tehnologice și de caracterizare care au fost folosite pentru realizarea scopului lucrării, mare majoritate se află în cadrul Centrului Național de Studii și Testare a Materialelor, însă fotografia laser și măsurările SRT au fost efectuate pe stricotare. În cadrul experimentelor a fost folosită celula electrochimică, deci reprezentarea schematică a procesului de corotare, precum și a procesului de depunere, sunt reprezentate în figura A și B, respectiv și dirijând cu cei trei parametri pe bază, atitudinea impulsului, durata impulsului și pauza între impulsuri, putem obține nanodote, nanodiri sau nanotuburi. În continuare, voi vorbi despre obținerea nanoșablonului de indiu, plăci și galio-arsen, prin corodare în natriu-clor. Problema științific soluționată este obținerea nanoșablonului de indiu, plăci și corodare în natriu-clor. Cu scopul de a trece de la acizi agresivi la electrolit neutru, am efectuat corodarea plachetelor de indiu păr în natriu-clor și am obținut șablon poros format din pori cristalografice la suprafață și pori orientați pe linie de curent în continuare. Reprezentarea schematică acestor două tipuri de pori este în figura P, pori cristalografici cresc inclinat și se intersectează, pori orientați pe linie de curent sunt paralel între ei și perpendicular cu suprafață. Studiul comparativ a două tipuri de electroliți H-clor și natriu-clor a demonstrat că natriu-clor nu este cu mult mai inferior decât H-clor. Am demonstrat că putem dirija cu diametrul și porilor, dirijând cu concentrația electrolitului. Am demonstrat posibilitatea de dirijare cu direcția de propagare a porilor după anumit design, la baza căruia stă tehnologia elaborată anterior de colegii de la centru,
unde, care presupune aplicarea unui măr sub formă de întușit pe suprafața probei. În acest caz, porii cresc din două părți ale acestei măști și tind unul către altul. Eu am modificat forma măștii și am folosit masca sub formă de pătrat. În acest caz, porii se propagă din cele patru laturi ale măștii, tind spre centru până când nu se umple spațiu sub toată această mască. Ca rezultat, am obținut designul de propagare a porilor sub formă de floare. Acest design se păstrează cu adâncimea stratului poros, fapt demonstrat prin imagini SEM în secțiune. Problema științifică soluționată, obținerea nanoșoblanilor de galiu arsen prin corodare natriu clor. Până acum, în galiu arsen au fost raportați doar pori cristalografici. Cu scopul de a demonstra dacă în galiu arsen cresc pori orientați după linie de curent, am efectuat studiul atât în regim galvanostatic cât și în regim potențiostatic cele două suprafețe ale galiului arsen. Ca rezultat, pe suprafața galiului arsen, doar pe suprafața galiului arsen 1-1B, atât în regim galvanostatic cât și în regim potențiostatic, s-au observat pori care cresc perpendicular pe suprafață și care sunt paraleli între ei. De aceea, în continuare, pentru studiu, am folosit suprafața galiului arsen în regim galvanostatic și potențiostatic. La un studiu mai detaliat a suprafeței galiului arsen 1-1B în regim galvanostatic și potențiostatic, s-a demonstrat că doar în regim potențiostatic cresc porii perpendicular pe suprafață, fără a apărea porii care îi intersectează, așa precum este în regim galvanostatic. Deci, în continuare, pentru studiu am folosit suprafața galiu arsen 1-1B în regim potențiostatic. La un studiu mai detaliat de la suprafața la microscopul electronic, cu descreșterea tensiunii și cu creșterea tensiunii, am observat că porii sunt de formă triunghiulară, ceea ce este caracteristic pentru porii cristalografici. Totodată au fost observați pori cu o formă mai specifică, care s-a dovedit a fi tranziția de la por cu diametru mai mare la por cu diametru mai mic, în cazul descreșterii tensiunii. Iar porii circulari observați cu descreșterea tensiunii s-au dovedit a fi porii care au recordat porii obținuți la tensiuni mai mici. Problema științifică soluționată, obținerea nanofirelor de galiu arsen într-un singur pas tehnologic prin corodare electrochimică. Cu scopul de a obține nanofire de galiu arsen în electrolit neutru, am ridicat tensiunea de corodare și astfel am observat tendința de formare a nanofirilor de galiu arsen în natriu clor. Însă, totodată, au apărut porii care cresc înclinat și intersectează, practic distrugându-le. Astfel, în natriu clor, nu am putut obține nanofiri de galiu arsen. De ce a fost necesar de schimbat electrolitul și, corodând la tensiunea de 3 volți, în HNO3, am obținut nanofiri de galiu arsen. Caracteristica voltamperică pentru acest doi tip de electroliți demonstrează că la tensiunea de 3 volți avem un curent suficient de mare pentru HNO3 pentru obținerea nanofirului de galiu arsen. În figura ei este reprezentată cum arată nanofirului de galiu arsen pe dere de sus. Ele sunt în formă triunghiulară. Am demonstrat posibilitatea de a obține controlat nanofire de galiu arsen cu diametru modular. Aceasta se datorează faptului că putem dirija tensiunea aplicată. Astfel, la tensiunea 47 V, odată cu nanofirele obținute, apar pori inclinați care le intersectează și se obțin nanofire cu pereții modulați și perforați. Aplicând consecutiv tensiunea de 4,7 V și 4 V, putem obține nanofire modulate și perforate, precum și nanofire cu pereții netezi. Nanofirele de galiu arsen demonstrează intensitatea emisiei mai mare față de proba inițială. Măsurările XRD prezintă deci păstrarea cristalinității a nanofirilor de galiu arsen. Aceasta se datorează faptului că nanofirile de galiu arsen nu sunt crescute, ci are loc corodarea materialului în jurul fiecărui nanofir.
Cu scopul de a trece de la materiale cu bandă interzisă mică la materiale cu bandă interzisă largă, am aplicat tratamentul termic la 900 de grade Celsius în flux de argon cu conținut redus de oxigen pe nanofirele de galiu arsen. Astfel am obținut selectiv nanofire de oxid de galiu pe substrat de galiu arsen. Măsurările XRD demonstrează prezența oxidului de galiu, precum și păstrarea substratului de galiu arsen. Aceeași procedură de transformare a fost aplicată și pe nanofirul de indiu păr. Concluzii. A fost demonstrată posibilitatea obținerii nanoșabloanelor de indiu păr auto-ordonate în electrolit neutru de natriu clor. Forma măștii folosite la corodare influențează direcția de propagare a porilor după un anumit design. În cristalele de galiu arsen cu orientare cristalografică 1-1, 1. Se formează doar pori cristalografici. Formarea nanofirilor de galiu arsen cu diametru modulat are loc datorită formării porilor cristalografici, care se intersectează la tensiunea de 4,7 V. Conținutul redus de oxigen în fluxul de argon asigură transformarea selectivă a nanofirilor de galiu arsen în oxid, nanofiri de oxid de galiu, cu păstrarea substratului de galiu arsen. În continuare voi vorbi despre formarea compușilor pe disc metal semiconductor. Problema științifică soluționată, obținerea controlată nanodoturilor, nanofirilor și nanotubulor. Cu scopul asigurării unei depuneri uniforme a metalului în șablonul poros, a apărut necesitatea de înlăturare a stratului de nucleiere de la suprafață, astfel aplicând corodare chimică umedă. Deci am asigurat ca porii să rămână liberi pentru depunerea ulterioară a metalului. Am demonstrat posibilitatea depunerii dirijată localizată în anumite porțiuni a șablonului poros, astfel la aplicarea unei tensiuni continue are loc depunerea unei pelicule de aur la suprafața porilor, la aplicarea unui impuls de tensiune are loc depunerea parțială în interiorul porilor, parțial la suprafața porilor, dirijând cu parametrii impulsului, asigurăm depunerea de la adâncimea porilor și obținem nanofire de metal sau pe pereții porilor, astfel obținem nanotuburi de metal. Datorită faptului că asigurăm reîmprospătarea electrolitului cu ioni de metal. O problemă importantă este contactarea nanofirilor din metal. Astfel am elaborat o tehnologie de contactare acestor nanofiri care constă din două etape consecutive. Prima etapă constă în aplicarea impulsului de tensiune cu pauză între impulsuri de o secundă, unde are loc formarea nanotuburilor de metal și aplicarea impulsului de tensiune cu pauză între impulsuri de 10 milisecunde, unde are loc formarea contactului de la suprafață prin contactarea fiecărui nanotub de metal. O altă problemă științific soluționată, depunerea dotelor de metal după linii. La baza depunerii dotelor de metal după linii stă aplicarea măștii pe suprafața porilor, care forțează deci porii să crească paralel cu suprafața. De menționat că aici cel mai important este că între mască și primul por format se formează grosimea peretelui cu o regiune sărăcită de sarcină. Iar între doi pori se formează perete cu grosimea de două regiuni sărăcite de sarcină. Deci, dotele se vor așeza pe perete cu conductivitate electrică mai înaltă, unde grosimea este mai mare. La aplicarea 10 impulsuri de tensiune are loc inițierea depunerii dotelor de metal după linii. La aplicarea 100 de impulsuri are loc deja depunerea mai evidentă și vedem linii evidente de dote de aur. Concluzii.
depunerea controlată a metanului în șablonul coros este asigurat prin înlăturarea stratului de nucleeri de la suprafață, care asigură reîmprospătare eficientă a electroliților. Alinierea dotelor de aur cu diametru 20 nanometri după linii are loc de-a lungul porilor paralel cu suprafața amplasată sub un strat subțire de la suprafață, caracterizat prin conductibilitate mai joasă, pe cunidiu, pe coros și masiv. Aplicația ale materialelor elaborate. Am demonstrat depunerea electrochimică a nanotuburilor de platină în șabloane semiconductoare din IDP pentru aplicații fotonice și sunt două posibilități de a obținere structurii hibride metal-semiconductor. Una presupune obținerea șablonului ordonat de indiu P, cu care presupune depunerea ordonată ulterioară a metalului în interiorul acestui șablon. Astfel, la detașarea câtorva structuri hibride metal semiconductor pot fi propuse în calitate de lentile croate. A doua posibilitate este, deci, obținem nanofirele de indiu P și depunem metale pe aceste nanofire, astfel obținem nanofire de indiu P în niveliș de metal. Am elaborat un fotodetector infraroșu în baza unui singur nanofir de galiu-arsen, care presupune contactarea unui nanofir de galiu-arsen pe suport de sticlă prin intermediul fotolitografiei laser. Caracteristica voltamperică a demonstrat contact ohmic. Din caracteristica curent funcție de timp, vedem că la conectarea luminii, deci are loc creșterea bruscă a curentului cu păstrarea valorilor acesteia atâta timp cât lumina este conectată, și descreșterea curentului la deconectarea luminii. Am calculat fotorăspunsul și directivitate pentru 3 nanofire cu diametri diferite. Am elaborat o tehnologie cost-efectivă de obținere a nanomembranelor de aur, la baza căruia stă depunerea dotelor de aur în salturi elaborate de colegii de la centru anterior, însă unele modificări, eu nu am folosit agitatorul, ci am folosit durata impulsului de 300 de microsecunde, comparativ cu colegii care au folosit 50 de microsecunde. Această tehnologie constă din două etape. Se ia materialul inițial, se depune membrana de aur, apoi sunt două posibilități. Corodarea, deci la 3 volți, prin nanomembrana de aur, se obține șablon poros cu nanomembrana de aur. A doua posibilitate, deci se aplică tensiunea de 4 volți și datorită proceselor intensive care au loc la 4 volți, are loc degajare de gaze intensive care favorizează, deci, detașarea nanomembranei de la șablonul poros. Astfel obținem șablon poros cu nanomembrană de aur. Nanomembrana de aur este de o flexibilitate înaltă. În figura D este prezentată imagine SEM cu 5 plieri formate ale acestei nanomembrane. Concluzie. Structuri hibride metal semiconductor formate de rânduri paralele sunt propuse pentru aplicații ca lentile plate. Fotodetectori elaborați prin contactarea nanofirului galiu-arsen au demonstrat un fotorăspuns mai înalt decât fotodetectorii similari în literatura de specialitate la aceeași putere de excitare. Folosind metode electrochimice, au fost fabricate nanomembrane perforate de aur ce posedă flexibilitate și conductivitate electrică. Concluzii generale nu le voi da citire deoarece se repetă. Publicații în reviste număr de 8, dintre care 4 cu prim autor. 7 publicații la conferințe naționale și internaționale, dintre care 4 cu prim autor. 4 brevete de invenții, 3 pe nanofire și 1 pe nanomembrană de aur. Diferite participări la expoziții și forumuri s-au obținut medalii de aur, argint și bronz. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, vă mulțumim și eu. Stimați colegi, deci iată cum a venit timpul sesiunii de întrebări. Vă rog toți care sunt în sală și cei care sunt online, dacă aveți întrebări către doamna Monaicu, vă rog. Da. Și doamna Elena, cum explicați corodarea prin stratul de aur de plus, ceea ce ați vorbit? Da, vă mulțumesc.
menționez că nanomembrana din start este perforată. Aceste perforații se formează datorită proceselor intensive. Are loc degajare de gaze. Pe suprafața substratului se depun deci bule de gaze și când are loc inițierea depunerii, deci se depune ionul de aur pe suprafața unde este loc liber, deoarece aceste bule de gaze servesc ca o mască. Se formează un conglomerat de ion de aur până la diametru de 20 nanometri. Apoi, valoarea barierei Schottky este mare, astfel, pentru ionii de aur este mai favorabil să se așeze unde este spațiul liber. În momentul când este oprit experimentul, aceste bule de aer, de gaze, se sparg și nanomembrana rămâne deci perforată. O demonstrație că nanomembrana este perforată, deci este chiar aici imaginea C, imaginea STEM. Și aceasta deja este după corodare. Vedem stratul poros, nanomembrana de aur perforată. O altă demonstrație ar fi caracteristica voltamperică, unde avem deci, pentru patru cazuri, pentru proba inițială, unde vedem un curent destul de mare. Al doilea caz este pentru substratul de galiu arsen cu nanomembrana de aur obținută la aplicarea unui impuls de tensiuni de 300 de microsecunde, unde vedem că curentul este suficient de mare, adică electrolitul are acces la suprafața probei prin aceste perforații. Și al treilea caz este pentru substratul de galiu arsen cu nanomembrană de aur obținută la impulsul de tensiune de 50 de microsecunde. Aceasta ar fi Da, de ce ați ales orientări cristalografice diferite? Aveți acolo 100 și 1. Da, pentru... Mulțumesc pentru întrebare. Deoarece pentru indiu P, indiferent de orientarea cristalografică, se obțin pori orientați după linia de curent. Iar scopul a fost ca să găsim deci, pori orientați după linia de curent în galiu arsen cu orientare cristalografică 1-1-1. Iar doar pe suprafața galiului arsen cu orientare deci, 1-1-1-B au fost deci, observați pori care cresc perpendicular cu suprafața. Însă aceasta s-a primit că mimăm deci porii orientați după linia de curent datorită parametrilor deci, pe care i-am optimizat. Da, poteți dacă mă sunt întrebări. Vreau eu tot să întreb, tot am două întrebări, dacă permiteți. Deci, iată, prima întrebare se referă la dimensiuni, la ce adâncime pătrund porii aceștia în pachetă. Cât de adânc pătrund e? În experimentele dumneavoastră. Aici? Unde doriți. Un plachet. Un plachet. Cât de adânc porii se propagă. Când aveți pachetă, porii formarea lor, se formează perpendicular cu pachetă. Cât de adânc ei se duc în pachetă? Prostime. N-ați măsurat? N-ați estimat cumva? Deci, când obținem nanofirele, adâncimea este de circa 200 de micrometri. Deci porii sunt de 200 de micrometri. 200 de micrometri? Asta e mult. Asta e... Aha, deci dacă plachetă dumneavoastră are grosimea
0,320 mm, dumneavoastră, este niște găuri, trebuie, puteți să vedeți pe tabloul de fracție, așa e? Da. Așa e, da? A, deci este posibil de a face pori ca să pătrundă toată placheta. Și placheta încă să nu se rupă. Adică 200 de mm metri, ea încă nu se rupă. E posibil, da? E posibil. Sunt clar că acolo pur și simplu ieși 30 de metri și scoți din partea celor, rămâne sita. E clar, da. Interesant. Și a doua întrebare. Deci, iată cât de important să fie această plachetă de monocristal. E posibil să depusă o plachetă de policristal. Ce se va întâmpla? Deci, la moment... Care e rolul? Bine, alte întrebări. Da, da, eu, dacă îmi permite, spuneți, vă rog, ați spus că ați experimentat cu alt tip de șabloane sub formă de pătrate, da? Nu, aceea a fost forma măștii. Forma măștii. Forma măștii, da. Există dimensiunea critică la care ați observat penetrarea totală a porilor? Mai mare, mai mic, ați studiat în, în funcție de formă, de dimensiune? Nu, nu, nu am studiat la momentul. Nu a fost, da? Nu. Și a doua, ați spus și despre formarea doturilor, da? Da. E clar că ele se formează acolo unde rezistența se schimbă. O întrebare generală. Nu ați încercat să formați dispozitive cu cuplare de sarcină pe aceste doturi? Nu, că asta e general. Evident, poate să nu intră în subiectul acelui. Nu am, nu am. Dar bine, mulțumesc. Așa, încă întrebări, vă rog. Da, poți să-ți spui. În slide 32 ați spus că detectivitatea și răspunsul spectral depinde de grosime. Cum depinde? Crește, scade? 32, da. Aveți idee de diametru nanometru? Da, da, da. Deci aici doar detectivitatea, practic, nu diferă. Aici doar fotorăspunsul este mai bun pentru nanofir cu un diametru mai mare. Practic, de două ori crește diametru. Da, ori nu e cel. Dar după cum puteți observa, detectivitatea... Da. Nu diferă considerat. Crește detectivitatea prana. Așa, încă întrebări? Da, pot să spun una, nu două. Da, și o întrebare. De acum două. Deci, primul am întrebat domnul secretar. Deci, vă oferim. Îi oferim în online? Da. Bine, da, dacă ați ieșit online, doamnă Cărăcară, vorbiți dumneavoastră. Deci, eu aveam o întrebare, dacă mă auziți. Da, da, se aude bine. Vorbiți. Spre exemplu, aș vrea să spuneți care este diferența între nanofilele dintre galioastean perforate și cele modulate și care ar fi, după părerea dumneavoastră, aplicațiile lor. Da, mulțumesc pentru întrebare. Deci, nanofirele de galioarsen perforate se obțin datorită porilor cristalografici care le intersectează și ele deci, trec prin aceste nanofire și lasă niște orificii sub formă de triunghi. Iar nanofirele modulate trec prin pereții nanofirului și deci, lasă niște sub formă de ferestreu, deci aceasta și este modulație. Ce ține despre aplicabilitatea acestor nanofiri, ele pot fi folosite în catalitică, deci trebuie să menționez că nanofirile cu pereții netezi
sunt, au o suprafață mai mică decât nanofirele cu pereții modulați și perforați. Și aceasta este un avantaj a nanofirilor perforate și modulate. Ele pot fi folosite în fotocatalitică în spectrul infraroșu. Însă, pentru a mări aplicabilitatea acestor nanofire, deci putem să le aplicăm tratamentul termic și să le lărgim banda interzisă. Adică ele pot fi folosite în spectrul vizibil. Da, doamnă Cojocaru, sunteți de acord? Da. Da, mulțumesc mult, mulțumesc pentru răspuns. Mai am o întrebare. Mi se pare că asta a fost folia 17, unde ați vorbit despre galiu arsenic, despre coronare. Da, deci ați spus că ați încercat în electrolit de coloră și acolo nu a mers. Da. Coronarea de a obține nanofire. Dar în acidul sau în electrolitul care nu ținea KNO3, ați reușit. Da. Și anume la o tensiune de 3 volți. Pe mine m-ar interesa cam care a fost suprafața de coronare. Deci aveți coloră dumneavoastră electrochimică și ați aplicat de acești 3 volți. Dar la care suprafață a fost? A fost jumate de centimetru pătrat, un centimetru pătrat sau, în general, care a fost suprafețele de corodare în celula dumneavoastră electrochimică? Suprafața de corodare a fost de jumate de centimetru pătrat. Și asta a fost la toate rezultatele obținute. Deci ați folosit numai un tip de celulă. Da, numai un tip de electrochimică. Da, desigur, numai un tip de celulă electrochimică a fost folosită. Mulțumesc. Și mai am o mică întrebare. Vreau să întreb dacă ați încercat sau intenționați pe viitor să umpleți porii și poate din metale. Pentru că aici, în lucrare, sunt prezentate umplute cu veți încerca și cu, de exemplu, cupru sau aur sau alt tip de metal. La moment, în această teză, nu am încercat alt tip de metal, însă pe viitor deci, planificăm să utilizăm alt tip de metal. Mulțumesc! Mulțumesc mult pentru răspuns! Da, noi vă mulțumim. Deci poftim. Da, eu domnul o singură întrebare am. Deci, suntem alături de slide-ul 20, vă rog. Deci, aici dumneavoastră transformați nanofirele de arsenură de galiu și indiu P în oxizi. Mai sus ați menționat obținerea nanoșabloanelor de indiu P de arsenură de galiu și obținerea nanofirelor de arsenură de galiu. De unde s-au luat nanofirele de IP? Se transformă nanofirele de arsenură de galiu în IP în oxiz. Deci, mai sus ați obținut șabloane, nanoșabloane cu poroase, așa? Da. Dar nanofire de unde s-au luat care se transformă apoi în oxiz? Le-am obținut. Inițial am obținut nanofire pe IDP, apoi le-am transformat în oxiz. Tot prin aceeași logică ca și da. Arsenură de galiu. Da, desigur. De la poros la nanofir. Da. Da, mai sunt întrebări? Pare mi se că nu. Bine, atunci trecem mai departe. Următorul pas care trebuie să-l realizăm, iată domnul secretar științific, ne va prezenta subiectele expuse după seminarul științei de profil, de la note informative primite de la CEC și alte centre științifice și unde ai venit aici. Da, vă mulțumesc. Deci, stimați membri ai Consiliului,
În primul rând vreau să menționez că obiecțiile și recomandările expuse la, atât la unitate primară, cât și la seminarul din CIFI de profil, au fost luate de către pretendent în calcul și au fost corectate cele observații și recomandări. Ce ține de nota informativă a NACEC, în baza... În baza acestei note au fost efectuate. La fel, obiecțiile și recomandările au fost luate în calcul. La ședința numărul 1 a Consiliului Științific Specializat, în locul noastră, am cercetat inclusiv și răspunsul către ANACEC la această notă informativă și am aprobat corecțiile efectuate de către pretendent. La ședința prealabilă, mă refer, când s-a stabilit ziua susținerii și acolo am pus în discuție și răspunsul la discutat. Altfel spus, acum ce urmează să fie date răspunsuri la care observații, de la prima ședință în această perioadă de 30 de zile au parvenit 4 avize de la centre științifice din străinătate. Eu am să dau citire doar autorului și instituției și dacă sunt sau nu observații în aceste avize. Deci, primul aviz, Cimpoieșu Nicanor, profesor doctor habilitat, Facultatea de Știință și Inginerie a Materialelor, Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, observații nu sunt, deci este un aviz pozitiv. Mănăilă Maximean, cer scuze, Doina, profesor doctor habilitat, Departamentul de Fizică, Facultatea de Științe Aplicate, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București, la fel observații nu sunt. Moise Călin Constantin, doctor, Centru pentru Știință, Suprafeție și Nanotehnologie, Universitatea, la fel, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnică București și domnul profesor doctor habilitat Fomin Vladimir, Institutul pentru Nanotehnologii Electronice, eu mă străduiesc să traduc în engleză, Dresden, Germania. În ultimul aviz, bine, nu este ca observație, după cât eu am înțeles, care ține de teză, este o întrebare, domnul președinte, dumneavoastră, o formulați, întrebarea domnului Fomin. Nu spuneți-o dumneavoastră, că asta e a lui întrebare. Da, dar adresează pretendentului o întrebare și eu am să citesc notamă. În așteptarea deceniului internațional al științei pentru dezvoltare durabilă 2024-2033, proclamat de Adunare Generală a Națiunilor Unite în august 23, vă rugăm să menționați modalitățile specifice și intervalul de timp estimat pentru implementarea concluziilor prezentate în teza noastră pentru atingerea obiectivelor formulate în această strategie, această obiectivele dezvoltării durabile a omenirii. Mulțumesc, domnule, pentru această întrebare. Vreau să menționez că rezultatele tezei sunt, deci, 4 brevete de invenție, pentru care 3 pe nanofire, 1 pe nanomembrane de aur. Aceste rezultate au fost prezentate la diferite forumuri, deci au fost făcute, oamenii au făcut cunoștință cu ele și deja așteptăm unele propuneri pentru aplicabilitate. Ce ține de corodarea în electrolit neutru, natru-clor, deci este o tehnologie deci cost-efectivă, care nu dăunează mediul înconjurător, și, într-adevăr, ea poate fi implementată deci, la scară largă, cu unele modificări la echipamentului deci, pentru corodare. Ea nu necesită, deci ea poate fi implementată chiar acum,
deoarece pur și simplu se trece de la electrolit agresiv la electrolit neutru. Acesta este răspunsul. Da, bine, acesta este răspunsul. Clar că întrebarea este... Cam atât ce ține de punctul, da. Mulțumesc. Întrebarea, deci, este cât general pusă și, mă rog, de răspunsul mai general. Dar dacă ați cam câte o dată, atât mai bine. Acum, deci, candidatul în esență răspuns la aceste răspunsuri. Mergem la punctul 7. Știți, eu îmi cer scuze, mă adresez către Consiliu. Către Consiliu, să văd opinia dumneavoastră. Ca regulă, deci, ca fapt, orice teză constă din două părți. Este partea ce ține de teză, cât e de bună, cât e de efectivă, care sunt rezultatele. A doua parte, ce ține de competitor, de doctorant, cât e el de pregătit, care e aportul lui, deci calitățile personale, etc. Acestea sunt două părți care, mă rog, necesare absolut, dar totuși, eu, în opinia mea, nu trebuie să amestecate. Să discute prima parte și pe urmă să trece la a doua parte. Ori începem cu prima și trecem la a doua. Regulamentul ăsta care, nu știu, spune domnul secretar că e de la NACEC, dar el a mai fost dublat la universitate, acum trebuie să trecem, iată, prin neașteptate, la caracteristica doctorantului și pe urmă iară se întoarce la teză. De ce eu propun? Poate totuși trecem acest punct 7, unde conducătorul științific, consultantul spune părerea despre calitățile personale, eu trecem la urmă, după ce ne uităm la toată teză. Dacă sunteți de acord, facem așa. Așa facem, da? Da, evident. Deci, da, asta e și logic. Logic să mergem să facem cașa. Cum faci mai mult cașă, cu atât e mai greu de înțeles de si, teza. Deci înseamnă că, domnul conducător, nu vă spărați, o să vorbiți la urmă. Da? Deci, nu la urmă, nu chiar la urmă, dar după ce am terminat cu teza. Da? Deci trecem la punctul următor, referințe oficiali, își expun părerile asupra tezii. Deci avem câți referențe oficiale? Doi. Deci vorbește întâi, cred că, domnul doctor Rusu Emil, epilog. Nu mă să apelăm la online, la doamna Jucaru. Nu să stau ca să... Nu. Pasă, nu iată. Deci, foarte amănunțit, am făcut cunoștință cu teza. Este o teză destul de voluminoasă, consiliu un material foarte impunător cât privește tehnologia, atât și studiul materialelor obținute prin metode electrochimice. Deci dacă să ne referim la actualitatea temei, pot spune că ne aducem aminte că prime metode de nanostructurare a fost folosite pentru siliciu. Siliciu a fost obținut nanoporos și unul din elementele de bază care a încurajat lucrările de mai departe era faptul că siliciu poros, deci avea caracteristici luminescente. Deci asta, de fapt, a încurajat tot procesul de nanostructurare a materialului. Dar siliciu are o bandă destul de mică, 1,12 electronvolt la temperatura camerei. De aceea, toată atenția era atrasă mai mult pentru materiale cu bandă energetică mai mare, așa cum arsenură de galiu, fosforă de galiu, nitrură de galiu și altele, care permiteau de a obține caracteristici a materialului nanostructurat de așa fel care nu se repetă în materialele masive. Asta și-a impulsionat mai departe utilizarea metodelor electrochimice în nanostructurarea acestor materiale. Și sunt multe publicații cât pe materiale A3B5, atât și pe materiale A2B6. Deci, în contextul ce am spus, teza dată direcționată spre studiul comparativ al procesului de corodare electrochimie sub stratul asemănător de NDP și galiu-arsen pentru identificarea particularităților de formare a porilor, optimizarea procesului de anodizare pentru nanostructurarea materialelor în electrolit neutru și inofensiv
mediul înconjurător, adică aici s-a vorbit despre natriu clor. Prepararea structurilor hibride metal-semiclor prin depunere electrochimică a metalelor pe structurile poroase elaborate pentru aplicare. Practica acestora consider că este actuală și importantă din punct de vedere fundamental și aplicativ. Aici au fost aduse și câteva exemple de utilizare în calitate de sensor de fotodetector de radiație optică și al interiorilor plate. Teza este scrisă în limba română și cuprinde introducere, 4 capitole, concluzii generale, fiind expusă în 114 pagini, text de bază și referințe bibliografice din 325 de surse, de titluri. Deci, nu știu dacă are rost să descriu pe capitole. Aici au fost prezentate foarte convingător. Deci, am să citesc numai ceea ce ține de capitolul 1, unde, în baza analizei, se formulează obiectivele și scopul tezei. În capitolul 1 este efectuată o analiză situației curente referitor la nanostructurarea electrochimică a cristalelor secuitoare de IndP și galeriasen. Sunt descrise morfologiile și diversitatea de pori ce pot fi obținute prin analizare în acești doi compuși semiconductori. Din analiza efectuată este evidențiat un aspect important în motivarea alegerii studiului comparativ al materialelor indiu P și galeriasen, care constă în absența porilor orientați după liniile de curent în galeriasenicum. Un studiu aprofundat este dedicat influenței titlului electrolitului asupra morfologiilor obținute. Sunt descrise abordările de obținere a rețelilor de nanofiri și nanotuburi metalice prin depunere template în nanoșabloane. În baza analizei efectuate a literaturii de specialitate au fost identificate problemele ce necesită o investigare aprofundată. A fost formulat scopul stabilit obiectivele lucrării în capitolul 1. Deci la capitolul 2 cred că n-am să mă refer, fiindcă aici sunt descrise metodele care au fost utilizate la obținerea materialelor nanostructurate și studiat proprietățile acestor materiale prin metode SEMI, DX, XRD și altele. Însă mă opresc la capitolul 3, parțial. În capitolul 3 este prezentat un studiu aprofundat al corodării electrochimice a cristalilor de IndP și galeasen în electrolit neutru, natriu-clor și determinate concentrație optimă a electrolitului, tensiuni aplicate pentru asigurarea orientării porilor IndP după liniile de curent, ce reprezintă direcția de creștere a porilor paraleli cu suprafața cristalului de IndP. A fost stabilită orientarea cristalografică 1-1B ca una determinantă pentru obținerea porilor cristalografici caracteristici pentru galeriasenicul. Deci aici foarte clar au fost expuse toate datele experimentale și argumentat acele observate în urma proceselor electrochimice. În capitolul 4 sunt prezentate rezultatele optimizării parametrilor de punere electrochimice în impulsuri. Un fapt foarte important și prezintă o noutate, nu poate absolută, dar o noutate în obținere materialelor nanostructurate. Au fost stabiliti parametrii principali ce influențează depunerea controlată a nanodotelor, nanofirilor sau nanotuburilor metalice. A fost stabilit experimental că parametrul duratei impulsului influențează puternic porozitatea membranei de aur. Este descris tehnologia de elaborare membranelor perforate și flexibile de aur cu posibilitatea de transferare pe diferite substraturi. Se preconizează că structurile hibride metal-semiclor cu o
ordonare să fie folosite ca lentile plate pentru aplicații fotonice. Noutatea științifică. Este necesar de menționat că autoritățile au consultat un număr impunător, 325 de surse bibliografice, ca urmare a trecut în revistă situația la moment ce ține de nanostructurare diferitor materiale semnătoare și proprietăților lor, cât și perspectiva aplicării dispozitivului noi în baza lor în domeniul optoelectronicii și fotonicii. Teze scrise în limba română, bine structurate, un limbaj de exprimare științific corect. Lucrare prezentată conține un volum minor de informații privind studiul procedeilor tehnologice de nanostructurare a materialelor zâmbătoare în dipășgăză prin aplicarea de pune electrochimice în impulsuri și electrolit neutru natriclor. Am să menționez careva rezultate. Sunt foarte multe rezultate care ne-au convins că lucrarea are un conținut științific aprofundat. Dar am să mă refer la anumite rezultate care, după părerea mea, prezintă interes științific. A fost elaborat procedeul de nanostructurare cristalului semnătoare de NADP și în arsenură de galium, în electrolit neutru în bază de natriu clor. S-a stabilit că diametrul porilor de NADP poate fi modificat în diapazon de la 150 nanometri până la 40 nanometri prin schimbare concentrației electrolitului de natriu clor în intervalul 1-5 mol la tensiune de anodizare de 6 volți. De fapt, ceea ce a fost prezentat aici este o inginerie a nanostructurării materialelor semiconductoare. Deci, și determinați toți parametrii care influențează asupra procesului de nanostructurare, cât după formă, atât și după morfologie acestor materiale. Ca urmare a stabilirii parametrilor importanți, cum ar fi durata tratamentului termic, temperatura tratamentului, s-a stabilit o transformare a pereților exterior, a nanofirilor de galiu arsenicul în galiu 2 O3 cu structura monoclinică, iar miezul nanofirului rămâne intact, ce permite de a obține structuri de tip miez în veliș. A fost demonstrat că în urma procesului analogic de tratare termică de la temperatură de 900 grade Celsius în flux de argon cu 3% oxigen are loc transformare selectivă a nanofirilor de indiu P în indiu 2 O3. S-a vorbit despre lucrul acesta. A fost elaborat un detector în bază unui singur nanofir de galiu arsenic, confirmat prin privire inversii, care a demonstrat un fotorăspuns destul de înalt pentru nanofirile cu diametru de 200 nanometri și respectiv 400 nanometri la putere de excitare 800 miliwatts pe centimetru pătrat, având expus și detectivitatea acestor fotodetector. Importanța practică a lucrării. Importanța practică a lucrării ține de în primul rând de obiectul de studiu. Dar dumneavoastră așezați-o. Mai aveți de răspuns. De structură hibride metal semiconductor în bază materiale semiconductoare indiu-P galiu nanostructurate, respectivă pentru aplicații fotonice. Aspectul aplicativ al tezei este confirmat prin 4 brevete de invenții, mostrele experimentale și elaborările realizate prezentate în salonele internaționale, unde au fost apreciate cu 3 medalii de aur, 5 medalii de argint și bronz. Din punct de vedere aplicativ, poate fi menționat și faptul elaborării a mostrei de laborator al fotodetectorului în baza unui nanofir de galiu arsenic, confirmat prin brevet de invenții. Cele menționate mai sus confirmă importanța studiilor realizate în dezvoltarea aspectelor fundamentale și aplicative ale procesului de nanostructurare și obținerea structurilor hibrid prin aplicarea procedeilor electrochimice.
autenticitatea rezultatului este confirmată prin utilizarea metodelor performante de studiu a proprietăților materialelor obținute. Ca obiecții. În lista abrevierilor sunt foarte așa nesemnificative, dar oricum referentul trebuie să găsească unele obiecții să le menționeze. În lista abrevierilor este admis un mic confuz, deoarece abrevierea FL, asta e fotoluminescență, dar ea este calificată ca fotolitografie. Dar nu este corect scris și în limba engleză, fotolitografie este indicat ca fotografie. Să uitați-vă. În figura 3.15, 31, mi se pare, slide 31, este indicat timpul de creștere a fotorăspunsului și de relaxare a fotocurentului. Dar din datele expuse, este greu de estimat viteza de reacție a fotodetectorului. Ar fi fost bine dacă era prezentat dependență dată în altă scară de timp. Deci în anexă, față de data trecută, eu am găsit că au fost puse pe altă scară, unde cu mare precizie, dar spate de determinat viteza de reacție și de răspuns fotoreceptorului. În paragraful 4.2 este descrisă depunerea electrochimică a naturii de platin în șabloane sevătoare de NDP pentru aplicații fotonice. 32, deci, dar în paragraful acesta, aplicații fotonice practic nu au fost discutate. Deci acolo este prezentată numai tehnologia obținerii, deci a nanofirilor de platină, platină în șabloane de NDP. Deci ar fost interesant de văzut ce parametri pot fi asigurați în baza acestor materiale non-structurate ca lentile platină. Iar asta e pentru viitor probabil. Deci, nicicum aceste observații nu influențează asupra calității sau aprecierii pozitive a tezei date, care au fost expuse în 19 publicații, din ele 7 articole votate cu factor de impact. Deci aici publicațiile respective la subiectul tezei, deci de mult puteau să fie folosite pentru susținere tezei, deci care o susțineți în practic în momentul critic, pentru că mai departe, deci sunt alte reguli de susținere a tezei prin școala doctorală. Afară de materialele care au fost incluse în denumirea tezei, deci au fost folosite și alte materiale, de exemplu, oxizii care sunt produși din materiale semiconductoare, deci indiu-2O3, galiu-2O3, care tot prezintă un mare interes pentru electronica modernă, microelectronica modernă, având bandă energetică largă, cum este, de exemplu, galiu-arsen. Din aceste considerente, consider că teza dată prezentată pentru obținerea gradului științei de doctor în științe inginești la specialitate 23401 nano microelectronică și optoelectronică îndeplinește tuturor condițiile impuse de ANACEC, iar autorul ei, doamna Monaică Elena, merită conferirea gradului științei de doctor în științe inginești. Dacă aveți să fie bărbunit. Da, vă mulțumim. Deci, acolo au sunat niște obiecții, da? Da. Și ea, doamna, ar trebui să răspunde direct. Nu, acolo. Deci unele sunt modificate. Deci, iată, cu fotorăspunsul. Deci, este introdus două desene cu
în altă scară. Acum n-are ce răspunde. A fost. Da, am înțeles. Bine, vă mulțumim atunci. E clară situația. Deci, aceste obiecții au fost mai înainte expuse și, deci, doamna Mânaicu le-a corectat. Deci, nu sunt obiecții în momentul dat. Vă rog, deci, al doilea oponent oficial este doamna Cojucaru de la Universitatea din Chil, catedra, sau cum se numește acolo, Institutul de Materiale, de Știința Materialelor. Vă rog, doamna Cojucaru, mă auziți? Doamna Cojucaru. Întârziere. Da, eu vă aud. Da, vă rog, cuvântul e al dumneavoastră. Deci eu voi generaliza un pic mai pe scurt avizul care l-am scris, doamne, pentru teza doamnei Mânaicu, și anume voi începe cu primul punct, baza teoretică a tezei. Aici, în teză, după părerea mea, a fost efectuată o analiză adâncă și a fost prezentată teoretic destul de bine, concis și clar. Și în baza sintezii care a fost prezentată în teză, la literatură despre cele parte au fost formulate concluzii destul de clare și au fost stabilite procedee și anumite metode care au ajutat-o pe doamna Mânaicu și care au fost necesare pentru obținerea rezultatelor prezentate și metodele experimentale de caracterizare a acestor care sunt și cunoscute și aici în Chil și de aceea mi-a fost mai ușor să citesc lucrarea și baza teoretică a tezei prezentate o consider destul de bine formulat și bine ales și rezultatele care au fost prezentate din analiza literaturii au fost destul de clar menționate. Care a fost inovația și originalitatea științifică aici, e clar, după cum a fost și menționat astăzi, că sunt multe materiale și idiom fosfit și galium arsenit sunt de câteva decenii cercetate și sunt bine cunoscute în diferite aplicații. Toate acestea, doamna Mânaicu a demonstrat că formarea nanoșobloanelor de indiu fosfit prin colodare în electrolit din natriu clor, care este un electrolit în comparație cu H-clor, mult mai, cum să zic așa, mai bine gândit și nu atât de agresiv, dar, după cum a menționat doamna Mânaicu, au arătat aceleași rezultate. Și obținerea nanoșabloanelor atât în galiu arsenit cât și în indium fosfit au fost, să zic, m-au surprins prin originalitatea lor, folosind măștile care le-a prezentat doamna Mânaicu și că a putut să reușească, a fost original să obțină poriește amodulați în galium arsenit, anume prin optimizarea parametrelor electrochimici de dumneiei, care este un element inovativ în această cheză. Care este valoarea practică a cercetării, rezultatele cercetării au demonstrat și posibilitatea de aplicare a nanofirilor de galiu arseniu care au fost obținute prin folosirea electrochimic într-un singur pas tehnologic și în electrolitul care l-a menționat doamna Mânaicu, în calitate de aceste rezultate au relevat și aplicabilitatea acestor nanofire de galiu arsenic în fotodetector pentru spectru infraroșu și au condus la o dezvoltare a nanomembranelor flexibile de aur cu un potențial electronic flexibil și alte aplicații. Consider că aici doamna Mânaicu va continua mai departe cercetările și așteptăm cu nerăbdare noi rezultate. Totodată, în ceea ce privește valoarea practică a cercetării a fost demonstrată prin
obținerea brevetelor de invenții care au fost registrate la AGPI și care au fost apreciate cu diplome și medalii de aur academic la saloanele de inventică internaționale. Totodată, numărul impresiv de publicații care l-a notat aici în piesă doamna demonstrează încă o dată valoarea practică a cercetării dumneavoastră, calitatea metodologică a cercetării. Scopul tiglii sunt formulate clar, reieșind din studiul literaturii de specialitate. Cercetarea și calitatea textului, teza este destul de structurată logic, limbajul folosit în teză este unul științific și cuprinde totalmente termeni de specialitate, ideile precum și explicațiile rezultatelor obținute sunt expuse clar, fiind comparate cu rezultatele din literatura de specialitate, acolo am găsit multe referințe care sunt destul, publicații destul care se referă anume la tematica tezei doamnei Mamaica și asta ceea ce asigurarea bibliografică este documentată detaliat, destul de bine, calitatea concluziilor generale și recomandărilor sunt formulate în fiecare capitol, sunt generale și clar formulate, reflectă în întregime studiul care l-a efectuat dumneavoastră și rezultatele obținute sunt scrise într-un stil științific, cu date concrete. Aportul autorului este evidențiat prin indicarea contribuției personale cu referire la capitolul și paragraful în care au fost discutate rezultatele obținute și la lucrările proprii. Deci, corespunderea conținutului tezei, temei acordate, publicațiilor candidatului și rezumatului tezei. Conținutul tezei, rezumatul este efectuat în publicațiile științifice ale doamnei Mamaica și este în concordanță cu tema aprobată. Contribuția majoră în publicațiile la tema tezei sunt evidențiate prin cantitatea de prim autor și autor corespondent în articole științifice publicate în reviste destul de prestigioase, care includ și factori de impact. Dacă am avut careva obiecții și sugestii, deci a fost referitor doar la careva prezentări la, deci care nu ating ceva științific, doar la cum a fost prezentate figurile sau chestii redactive, nu obiecțiile mele, nu știu, trebuie să le citesc sau nu, dar după câte am înțeles, doamna le-a corectat și le-a luat în considerație. Iar acum vin la ultimul punct referitor la concluzia privind corespunderea tezei titlului științific solicitat, și consider că obiecții și sugestiile menționate nu influențează evaluarea științifică a tezii. Rezultatele principale ale tezei sunt publicate în reviste științifice prestigioase, recenzate și au fost prezentate atât la conferințe internaționale cât și naționale în domeniu. Publicațiile reflectă corect conținutul tezii, noutatea, actualitatea temei, valoarea teoretică și aplicativă a fost demonstrată și reieșind din cele menționate mai sus, consider că teza de doctor cu titlul Structuri hibride metal semiconductor în baza nanoșabloanelor de indium-fosfit și galio-arsenid de aplicații electronice și tehnice elaborate de doamna Mamaica Elena satisface încă tot cerințele pentru titlurilor de doctor și merită conferirea titlului științific de doctor în științe inginerie și la specialitatea 2-3301 nanomicroelectronică și optoelectronică. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos! Da, vă mulțumim, doamnă Cojocaru, pentru aviz. Am înțeles că și toate întrebările care au fost de acum au fost acolo corectate și le-ați luat în considerație.
Și în principiu nu aveți la ce răspunde, da? Așa e. Bine, atunci trecem la următorul punct al programului noastre. Domnul profesor, da? Ca să fiu mai puțin mai, mai clar, și toate observațiile expuse o să fie date, o să fie corectate și atașate la ultima variantă. Deci, oponenții au primit varianta tezei, da, în baza căreia s-au formulat un șir de observații, da, și acum, în baza acestor observații, acea variantă urmează să fie corectată. Deci, îți spune că s-au luat în calcul cumva, deci trebuie, da, să... Da, aici e ceva într-adevăr discutabil, fiindcă teza a fost pusă în versiune finală. Fapt, eu tot, cam prima dată mă întâlnesc cu așa ceva, că iată s-a luat în calcul. Teza a fost pus în versiune finală, deci oponenții au avut obiecțiile, acum le-au transmis, dumneavoastră cumva trebuie să le, ori să fiți de acord cu ele, ori să nu fiți de acord cu ele. Dacă nu sunteți de acord cu ele, deci spuneți, asta se fixează în protocolul respectiv, dacă sunteți de acord cu ele, deci ați corectat, atunci trebuie de aplicat către teză, cea teză, cea versiune teză care se duce spre ANACEC, niște foi adăugătoare. Așa eu înțeleg, da? Pentru că deci, teza cei care a fost atunci, nu mai puteți de acum desface și să băgați altă. Da, eu pot să răspund. Mai bine ar fi dacă răspundeți această chestie și ce v-ați șulat mâine. Referitor, da, la abrevierea TFR-ului, eu am intenționat în cadrul tezei să folosesc pentru fotolitografie. Însă, într-adevăr, este o mică scăpare, anume la graficul, la un grafic unde este reprezentat deci, fotoluminescența. Aceasta este doar o mică scăpare. Deci aceeași abreviere a fost folosită. Dar, în general, toată teza și toată tezei a fost folosit abrevierea FL pentru fotolitografie. Referitor la dependența, deci fotocurentul, deci în funcție de timp, a fost deja introdusă în anex, anex, după prezentarea două. Uh-huh. Atunci a fost fotocurentul. Referitor la structurile hibride metal-semiconductor, deci nu am făcut calcul, eu m-am axat mai mult pentru optimizarea diametrului porilor, respectiv cu grosimea pereților porilor. Însă calculele au fost efectuate anterior de colegii de la centru pe alte materiale, spre exemplu pe TO2, însă ei nu au, au fost făcut doar calcule teoretice, adică n-au demonstrat experimental. Așa, după cât am înțeles eu, dumneavoastră ați primit deci avizurile de la oponenți înainte de a trimite răspunsul la ANACEC. Așa am înțeles, așa nu, ați corectat? Acolo, nu, acolo a fost o mică scăpare. Adică? Bine, deci să începem de la început. Deci teza a fost la oponenți. Eu au găsit niște obiecții acum. Da? Dumneavoastră nu le-ați putut corecta în teza, nici nu le puteți. Acum, deci, pur și simplu spuneți, ori sunteți de acord cu ele, dar sunt și ele așa. S-a ridicat obiecții de la a doua... La seminarul. La seminarul 2. S-a repetat acum. Și a fost introdus, dar s-a scăpat. A fost corectat anterior, da, dar iar domnii sau doamna oponentă, da, nu știe, da, de aceasta, da, că a fost corectat. Da. Așa, am înțeles. Așa e, doamna Cojocar, așa e? Nu, așa e, așa e. Așa, corect, clar. Da, bine, vă mulțumesc. Adică nu am... Da. Referitor la, deci, obiectele doamnei Alla Cojocar, dumneiei s-a referit că n-am specificat de care nanofire au fost folosite. La fel a fost o mică scăpare, însă în continuare în tabel și în rezumat a fost specificat că deci nanofirele cu pereții netice au fost folosite. Deci noi sunteți de acord cu această obiecție și deci nu e nimic corectat, fiindcă mai târziu în teză este această articulare. Da, da, da.
Și referitor la insertul din figura 3.1D, care reprezintă imaginea schema materialului până la colorare, eu am inclus-o din cauza că a fost cerută de către expertul de la ANACEL și n-am putut să nu iau în considerație acest obiect. Da, bine, bine. Mulțumesc. Stimați colegi, deci atunci trecem la următorul pas în analiza tezii. Domnilor profesor, deci am avut timpul de discuții. Poftim, poate în două ieșiți aici și o să fie o discuție super. Deci, în timpul discuțiilor, vă rog, cine are ceva de spus referitor la teză, să spui opinia, deci, din toate punctele de vedere, iată acum avem câteva minute pentru discuții. Asta se referă către toți cei prezenți, fizic și cei care sunt online. Da, dacă îmi permiteți eu. Da, poftiți, domnule. Deci, stimați colegi, ce aș vrea să spun? Este o lucrare care ne arată perspectivele nanotehnologiei pentru dezvoltarea nano-microelectronice. Nu poate fi dezvoltată nano-microelectronică cu dezvoltarea tehnologiei. Și acordul doamnei Mănaică, sigur că este consistent, fiindcă vedem că și pe profilul înlocuirii, deci agenților activi care sunt și pulanți în mediu, dar sunt și pulanți pentru însăși cercetători, s-a folosit natriul clor, care este în multe privințe inert, din punctul de vedere toxicității, așa e? Și obținerea, iarăși tehnologia obținerea nanoporelor și nanofirelor de diferite materiale de perspectiva dezvoltării unor dispozitive nano- și microelectronice. Evident că de lucru este foarte mult, fiindcă dezvoltarea dispozitivelor, aducerea lor la situația, să zicem așa, de finalul de laborator, nu mai vorbim de industrială, este mult de lucru. Și nu poate un sigur cercetător să finalizeze aceste lucrări. Dar raportul doamnei Mănaică este apreciabil. Nu vorbim acum că s-a expus multiplu despre procedurile respectate privind elaborarea tezii. Sunt perspective de dezvoltare de noi dispozitive, deci care se va ocupa și doamna Mănaică și cei care vin în urmă. Eu cred că lucrarea are valoare științifică apreciabilă și competitoare, evident, merită titlul de doctor în științe la specialitatea respectivă 033 care acolo. Deci, susțin cu totul obținerea titlului de doctor în științe pentru doamna Mănaică. Felicitare către ANACEC să aprobe decizia Consiliului. Da, vă mulțumim, dar nu știu cum se primește că am încălcat alea că deci dumneavoastră sunteți deci, membra Consiliului. E discuție? Acum e discuție. Discuție acum a fost pentru tot ceilalți. Consiliul e obligator trebuie discuție. Deci după aceasta. Felicitate, discuție, oferim discuție. Da. Deci dați-vă de să oferim cuvântul celor care nu sunt în Consiliu. Pe urmă, noi ne întoarcem la Consiliu. Deci, domnul profesor Budugan de acum a vorbit, deci noi îmi continuăm mai departe tot ceilalți membri. Da, poftiți. Eu vreau să spun câteva cuvinte. Mă bucur foarte mult că Elena Mănaică a ajuns la etapa aceasta și vreau să vă zic pentru Universitatea Tehnică promovarea unui doctor este foarte importantă, a unui doctor tânăr, care în perspectivă va aduce plus valoare pentru știința și cercetarea la Universitatea Tehnică și mă bucur foarte mult că vom activa împreună în subprogramul care astăzi a fost aprobat de către Consiliul pentru Cercetare și Dezvoltare de la Ministerul Educației și îi urez succes în continuare. Deci cele 7 publicații cu factor de impact spun multe despre conținutul tezei. Vă mulțumesc!
Da, mai sunt doritori? Vă rog. Da, poftiți-mă. Stimați colegi, eu sunt foarte bucuros că după lucrarea aceasta de mulți ani am făcut cunoștință de primii pași a Elenii în acest domeniu și eu răspund că cum în laborator toate lucrările sunt de un nivel înalt și sunt foarte apropiate de partea practică, deci cu aplicarea acestor elaborări tehnologice. Laboratorul astăzi are tehnologii microelectronice de înalt nivel, fotolitografie și eu sper că astăzi noi avem un viitor profesor la Universitatea Tehnică care poate să luăm în considerație deficitul de doctor în știință. Eu cred că noi trebuie să promovăm așa persoane pentru a avea și proiecte noi. Eu aș vrea să spun că noi astăzi, iată, domnul președintele Academiei a dat o pildă că în știință a creat un balans între femei și bărbați. Deci, uitați-vă că astăzi noi avem, luăm dacă și oponenții și ala din chel. Toți, noi avem astăzi mai multe doamne decât domni. Deci el dă o pildă pentru toți că și acești doamnele pot fi cercetori de înaltă calitate și cercetori anume în direcțiile aceste noi, cum este fizica materialelor, microelectronica, optoelectronică. Și eu vreau să felicit aici și pe domnul conducător cu această lucrare. Da, vă mulțumim, domnule. Mai dorești cineva? Da, poftiți, domnule. Domnul profesor. Eu, pe mine m-a interesat foarte mult, următoarele parte a tezei, pentru aplicații electronice și fotonice a tezei. Deci, la Universitatea Tehnică, după cât îi cunosc eu, au făcut foarte bune și multe cercetări în privința obținerii nanostructuri, nanofirilor. Și aș văzut cu dimensiuni până la aproape de 200 de micrometri. Deci asta e o problemă destul de bună rezolvată. Dar eu aș solicita ca pe viitor, toate ce tot aceste structuri și gătate și aplicații. Și să se orienteze una din direcții care eu o văd, deci este optoelectronica frecvențelor înalte. Deci structurile acestea care au fost cu aur, cu nanul în acestea, ele poate să fie servească ca filtre pentru acest domeniu. Și probabil că faptul că aici s-au obținut structuri ordonate spune foarte mult. Că totuși, în acest domeniu, deci trebuie, s-au găsit unde de făcut acest, fiindcă cercetările acestea nu sunt atât de simple. Trebuie tehnică nouă și trebuie poate de găsit unde de făcut și de găsit aplicațiile practice. Aici, unu. Doi, faptul că se obțin structurile cele cu nanofire la suprafață, deci ele numai decât o să vă dăie și proprietăți optice în adâncul benzii fundamentale a lui acelor galiațeni sau indică. Deci care lărgesc și domeniile aplicative și fac multe lucruri care ar putea fi folosite. Și încă un lucru care ar fi foarte bine de gândit și de făcut este că s-au obținut nanofire. Putem să le idonăm. Dacă le-ați face în conexiune cu niște cristale electro-optice, ați putea trece la sisteme de vizualizare destul de interesante în domeniul infraroșu. Deci, noi, sisteme de video imagini, infrarotul, care ele poate fi mult mai simple după construcție, dar parametrii aici, ați văzut, de la nivelul rețelei cristaline, rezoluție excepțională.
Vă doresc succese. În continuare, acestea nu au afectat de nimic ceea ce s-a spus aici, dar mie mi se pare că acești oameni care sunt aici ar vrea să se ascute vreodată și aplicați direcții a acestor lucruri. Vă mulțumesc! Scuzați că v-am mulțumit! Da, vă mulțumesc, domnul Preță. Mai sunt cineva? Nu sunt. Atunci trecem la următoarea parte. Când trebuie să vorbească despre tine, să spui părerea membrii Consiliului. Deci am început domnul profesor Butogan. Continuăm. În Consiliu sunt 5 persoane. 5 persoane. Cine dorește? Da, poftiți, doamna Poslov, doamna Ducă Pătoc. Am citit teza și este o teză bine structurată. Este o teză bine structurată, începe cu descrierea tehnologiei, metodele de caracterizare și ultimul capitol este dedicat aplicațiilor. Deci mai rar teză când avem tot descrierea tehnologiei la nivel înalt și foarte amănunțit, apoi metodele de caracterizare, caracterizarea optică, electrică, caracteristici curent tensiune și urmează aplicația, adică un fotodetector cu niște parametri. Mi-a plăcut teza și dacă ați observat dumneavoastră și raportul este a fost făcut cu o logică foarte bine și Elena merită titlul de doctor la specialitatea dată și vă invit și pentru dumneavoastră să o susținem. Da, vă mulțumim. Cine mai dorește, cine următorul dorește din Consiliu? Toți trebuie, da. Vorbiți dumneavoastră. Va vorbi domnul Vislav Sfânceal, doctor în știință fizică matematică. Ce ține de lucrarea datului pentru mine sunt o studiu de bune lucruri și a fost elaborată de tehnologie destul de modernă, unde Elena s-a educat foarte bine. Deci, mă bucur faptul că însuși lucrarea care a elaborat-o atât pe domeniul de formare, cât pe domeniul de cercetare, are avut cap și coadă. Deci pentru aceasta vreau să spun că Elena merită titlul de doctor în științe inginerești și rog toată comisia să o susțin. Da, mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Vorbiți de noastră? Da, dar stimați colegi, eu am să mă străduim la fel, să fiu foarte succint. Doamna Potlov, eu fix așa cum v-ați exprimat, planificam să-mi exprim și eu opinia, deci eforturile doamnei Elena au fost structurate foarte logic și în timp și consecutiv au fost obținute tehnologiile de obținere a șablonilor, apoi elaborate și perfecționate regimele tehnologice pentru compuși hibrizi, pentru ca în cele din urmă să fie obținute structuri care pot să fie aplicate concret la un dispozitiv sau altul. Deci, la fel consider că teza corespunde cerințelor, iar Elena merită conferirea titlului, atât mai mult nu am să mă repet, iarăși rezultatele sau publicațiile în care se reflectă rezultatele vorbesc de la sine și acele publicații în reviste cu factori de impact, plus brevetele și medaliile obținute la diferite expoziții internaționale. Eu am să votez pro, vă invit și pe dumneavoastră să susținem această propunere. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc! Deci, am rămas eu, deci spun ceva. S-au expus toți colegii din Consiliu și din afara Consiliului. Rămâi doar să sumez aceste opinii. Ce vreau să zic? În primul rând, este o teză foarte interesantă, o temă pur tehnologică.
aici e fizica și tehnologie, ca de obicei, dar aici e altă specialitate, nanotehnologie, așa se cheamă această specialitate, dar ea este mai mult axată pe tehnologie, obținerea iată acestor nanogăuri, nanofibre. Un lucru mi-a fost foarte interesat, că iată în tehnologie, ca de obicei, mai greu se implică doamnele, fiindcă acolo este legată cu aparatură, cu, deci, condiții care nu sunt prea bune, nocive, dar ca de obicei se implică mai mulți bărbații. Eu mi-aduc aminte, când eu eram tânăr, cum stăteam cu capul în instalațiile astea și părul era plin cu sulfură de arsenicul. Deci, e cam straniu, dar se vede că, pur și simplu, tehnologia aceasta e mai aproape de electrochimie, de chimie și aici doamnele se implică. Ele se implică și obțin ca regulă rezultate bune, că e mai aproape de bucătărie pe chestia aceasta. Da. S-a primit o lucrare foarte bună, foarte bună chiar. Eu singur am primit o plăcere când am făcut conștiință cu această lucrare. Și de ce? Fiindcă totul e pus în logic, totul e structurat logic, pas cu pas, cum e primit în știință, a mers pe scopul respectiv. Și, deci, iată, prima ce apare, vă, că tot s-a observat, că din această lucrare iese deodată, se vede o mulțime de posibilități de aplicare. Mai ales cei care au avut în decursul vieții posibilitatea de a lucra în diferite domenii, deodată văd, deci, cât e de interesant se poate de aplicat. Și vreau să zic că doamna, bineînțeles că deci nu e singură în lumea asta care se ocupe cu aceste probleme. Chiar nu din urmă mi-a fost o lucrare deci, la referință la un jurnal și mă uitam zic, cât e de aproape, cu totul din altă țară, cu totul din alt laborator. Dar se vede că problema e la suprafață și ea trebuie dezvoltată cât mai rapid, anume spre direcția aplicării. Sunt interesante toate elementele acestea, deci nanoelementele acestea. Și aceste găuri, care pot fi împlute cu ce vrei. Și de văzut ce se poate făcut. Și împlutura asta poate fi direct în contact cu baza, cu matricea. E alt element foarte interesant. Și însă și, deci, păreții ăștia dintre găuri, tot nanometrici. E o structură foarte interesantă și eu de acum iată aici ascultând această teză de acum a doua oară, de acum am niște idei care mă gândesc să discut cu doamna, cu conducătorii, unde se merge mai departe, unde aplicați. Deci nu mai mă opresc la publicații, la astea, aceste publicațiile, medalii și așa mai departe, întotdeauna iese de la SII. Dacă lucrarea e bună, el iese. Dacă mai ai timp să le scrii, încă ce să le faci, să te duci pe la expozițiile astea. Tot e efort, știm. Da, dar este necesar, fiindcă mulți nu văd lucrarea, dar văd medalele, văd asta. Trebuie să le arăt și la ce. Dar, în principiu, deci, dacă ne uităm la lucrare, lucrare bună și îi dorim doamnei Mănaicu mai departe și poate vom colabora toți, fiindcă e vorba să ne consolidăm toți cu timpul, așa înțeleg. Bineînțeles că eu apreciez această lucrare, deci, fără echivoc, ea merită acest tip în domeniul inginerii. Să-i dorim succes mai departe. Poftiți dacă mai sunt cineva, dacă nu trecem mai departe după program. Următorul pas trebuie să fie următorul. Da. Da, de acum ne întoarcem, deci, iată, la... Înainte de a trece la unul. Da. Aici trecem de acum la partea personală a pretendentului. Vreau să zic că conducătorul că se exprimă în primul rând, spune, sau consultat științific sau ambii, caracterizează calitățile personale și profesionale ale candidatului, fiindcă până la urmă, deci noi trebuie să apreciem aceasta atât teza, cât și deci, profesionalismul deci, viitorului doctor în știință. Stimați colegi, nu îmi face o deosebită plăcere înainte de rebelion
avem practic un cadou din partea doamnei Elena Monaicu. Nu, în primul rând vreau să menționez că lucrarea aceasta, desigur că a fost realizat pe parcursul mai multor ani și nu, însăși Elena ea a fost cu noi practic de cum am început să clădim în centru și deci, de la începuturi spunea deci a mers spre realizarea cercetărilor așa pas cu pas, eșalonat în timp, eu aș spune așa, o abordare serioasă și o abordare care necesită foarte mult, mult efort, fiindcă bine, aici așa s-a spus că bine, iată, la această tensiune e optimal sau, de exemplu, la deci concentrația electrolitului, dar ca să ajungi la acea concentrație în care tu vezi deja orientare ordonată, distribuirea ordonată a porilor, sau asta trebuie foarte multe experimente și eu cred că aici poate însăși faptul că deci este o doamnă și explică multe lucruri, pentru că nu, deci noi bărbații am fi aruncat o bucată de sare acolo și am observat ceva, dar aici eu știți că cum facem o serie întreagă de cercetări ca să ajungi la acele date care deja pot fi promovate spre publicare și spre patentare. Deci, doamna Elena a demonstrat parcursul anilor capacitate, eu spun așa, să se integreze în colectiv și deci poate a adus așa un echilibru, eu spun, deci, și noi, de fapt, am avut norocul că ea este în colectiv de la început și până astăzi, fiindcă la noi, bine, au mai fost doamne, a fost și Olesia Volciuc, care a lucrat foarte bine, dar având posibilitate să se ducă pe proiecte în Occident, undeva a zburat deci, și pe un copac în Occident. Da, deci același lucru s-a întâmplat cu Irina, care, deci, practic a ajuns până a pune teza pe masă și, deci, când noi încercam undeva repede să organizăm, dar iarăși a zburat foarte departe și asta este soarta colectivelor unde se pregătesc și doamne, bine, domnișoare, doamne. Da. Dar principalul, eu cred că e faptul că Elena a lucrat așa și a săpat foarte adânc pe de o parte și pe de altă parte ea deci a poate și din faptul că mai puțin a fost, știți că la noi, într-adevăr, au fost proiecte și unii plecau pe scotare, veneau, dar ea mai mult a lucrat aici, a lucrat, într-adevăr, utilizând baza tehnologică care este aici la noi, la centru. Și asta, eu cred că asta e un plus foarte mare, pentru că dacă ne uităm în lucrările publicate, știți, acolo nu sunt câte 15 autori, dar sunt câțiva autori și e normal lucrul ăsta, adică, bine, eu înțeleg, sunt lucrări care trebuie să fie și 15, dar lucrările care sunt aici realizate la centru, e clar că ele trebuie să includă câțiva autori care, într-adevăr, au participat, au contribuit, Și este un plus mare al tezei, pentru că lucrările acestea, într-adevăr, arată că noi, Republica Moldova, deci
putem să realizăm ceva, să cercetăm, experimental, să explicăm, să scriem lucrări, să le publicăm. Că în cazul în care sunt 15 și două treimi de undeva, păi lumea se uită bine. Asta reflectă cercetarea în Austria, în Franța, dar nu Republica Moldova. Așa că sunt plusuri foarte evidente și eu cred că aici avem așa un caz de succes și s-a menționat deja, este vorba de o doamnă, pentru că în inginerie, în tehnologie e mai rar. Mai rar. Și eu cred că astăzi, în ajunul anului nou, să-i dorim succes mai departe. Desigur, susținem totalmente promovarea doamnei Elena Monaico și dorim succes în continuare și eu cred că dacă noi vom reuși mai mulți tineri să-i păstrăm și să asigurăm o continuitate, fiindcă în multe cazuri, deci, iată, te uiți, parcă a fost echipa, trec vreo câțiva ani, te uiți, se destramă în văzul publicului. Deci, de ce? Pentru că trebuie să asigurăm condiții ca tinerii totuși să poată activa și să poată continua cercetările aici, acasă, în Republica Moldova. Deci, eu folosesc această ocazie deja să vă felicit pe toți cu sărbătorile, cu anul nou care se apropie, bate la ușă, 2024. Și eu cred că totuși experimentele sau reformele acestea odată și odată trebuie să ajungă la un punct final și comunitatea se poate lucra liniștit. De altfel, eu vreau să... Toți discută, dar ce e acolo, dar cum acela, dar ce o să fie cu... Iată și acum, eu nu știu dacă domnul profesor Tronciu are date... Ce... Avem rezultatele, totul e bine. Totul e bine. Da. Atunci să fie bine în 2024. Succes! E bine, nu știu. Da, nu știi pentru cine și cât e bine. Mi se pare că reformele se termină atunci când o să ne unim cu Uniunea Europeană și cu România împreună. Când noi ne întâlnim. Aceste reforme. Da, dacă sunt reforme pe termen lung, domnule. Bine, trecem mai departe. Următorul pas. Deci, iată, domnul secretar va citi proiectul de decizie a ședinței Consiliului. Și deci, spune părerea membrii Consiliului. Da, deci, stimați membrii Consiliului Științific, v-am transmis ieri, prin e-mail, proiectul hotărârii ședinței Consiliului Științific. De ce eu, dacă nu sunteți contra, am să trec peste preambula sau partea introductivă în care sunt menționate rezultatele de bază, noutatea științifică, originalitatea rezultatelor tezei și, după cum a menționat domnul președinte, am să dau citire doar deciziei Consiliului Științific Specializat, dar nu complet, deoarece aici se termină decizia cu au votat pro și contra, atâția s-au votat. Deci, în conformitate cu actele normative ANACEC, Consiliul Științific Specializat a decis a conferi doamnei Elena titlul științific de doctor în științe inginerești, în baza susținerii publice a tezei și a doi, a solicitat Agenției Națională pentru Asigurarea Calității în Educație și Cercetare a Republicii Moldova să confirme hotărârea Consiliului Științific Specializat de astăzi și să elibereze un formular de diplomă de doctor în științe inginerești doamnei Elena Monaico. Se termină formularea deciziei cu următoarea frază: pentru conferirea titlului științific de doctor au votat în felul următor. Membrii Consiliului au votat în felul următor, iar cum au votat este următorul punct. Noi ieșim și deci tot ceilalți rămân aici și așteaptă până să fie decizia. Deci iată rezultatele.
Deci aici sunt două documente care au fost semnate de toți membrii comisiei, membrii Consiliului Științific, cum se numește. Rezultatul este următorul. Pentru conferirea titlului științific de doctor în științe inginerești, doamnă Irena Monaico, Consiliul Științific Specializat ad hoc, în prezența a 5 membri, din numărul total de 5, a votat în felul următor. Pro 5, contra 0. Doamnă Monaico, vă felicităm că ați obținut titlul de doctor în științe inginerești. Am avut mai departe, deci, dumneavoastră, împreună cu domnul secretar, o să duceți documentele până la cap. Da, într-adevăr, aveți dreptate. Deci, dați... Mai sunt două puncte. Eu am crezut că astăzi se oferă cuvântul candidatului de la titlul științific. Mă rog, dacă... De acum, doctorului. Da. Aici e scris candidatul așa. Cum e doctorul? Vreau să aduc sincer mulțumiri conducătorului științific pentru susținere și îndrumare. Sincer mulțumiri membrilor comisiei pentru prezență și timpul acordat. Mulțumesc mult recenzenților pentru analiza detaliată a lucrării. Mulțumesc mult colegilor de la Centrul Național de Studii și Testare a materialelor pentru suport și familiei. Mulțumesc mult pentru răbdare. Mi-amintește procesul verbal de votare, să punem la vot deschis, să confirmăm procesul verbal. Domnule profesor, da, stimați membri al Consiliului Științific, deci iată, trebuie să... nu, am semnat tot procesul, semnat procesul de verbal privind rezultatele votării. În bază ce am semnat, am spus acum înainte. Dar noi trebuie să confirmăm acesta și acest proces verbal trebuie votat cu vot deschis. Rog membrii Consiliului, 1, 2, 3, 4, 5, cine pentru a aproba acest proces verbal, vă rog, votați. Și acum ultimul punct. Dacă nu mai dorește nimeni să zic ceva, atunci ședința Consiliului Științific pentru susținerea tezei, finalizată, declară închisă.